În urma impactului, 10 oameni au avut de suferit, fiind preluați de 2 ambulanțe. 109 viteză, el abia se pornea de pe loc. Leziuni mai mult toracică, capul, coloana vertebrală. Sunt persoane care au avut de suferit mai tare, cu nasurile sparse, cu dinții dezbătuți. Tă o pălitură puternică, cu capul m-am pălit. Lumea speriată, nimeni nu striga, ieșa din mașină să vadă care este situația. Șoferul de pe linia 101 se crede nevinovat. Eu ședem pe loc, nu mă împărnesc. Mșară nu era, 2 pasageri era. Celălalt conducător auto al microbuzului de pe linia 129 susține că de vină ar fi fost un al treilea șofer care se deplasa neregulamentar. Și ieșit la depășire paralel cu mine, a ieșit altă mașină și n-am reușit să trec nici pe dreapta, nici să fac nimic. El a ieșit pe contrasens, eu fiind deja în depășire și s-a întâmplat. Mașina s-a dus, n-a reușit să văd cine. Potrivit medicilor, pacienții au fost aduși la spital cu traumatisme craniocerebrale și fracturi ale membrelor. Toți sunt în stare de gravitate medie, stabil, pericol pentru viața lor nu există, sunt la investigații. Finisează investigațiile, o să știm care rămâne în spital, care o să primească tratament în condiții de bunătate. Potrivit autorităților municipale, atât șoferul microbuzului care va fi găsit vinovat de producerea accidentului, cât și administratorul acestei linii vor fi pedepsiți disciplinar. Administratorului căruia se face vinovat de acest accident va veni cu reclamații și cu sancțiuni ce țin de competența direcției transportului. Sancțiunile pot fi până la rezilierea contractului de administrare a rutelor. Tot astăzi, pe strada Drumul Viilor din capitală, a avut loc un alt accident cu implicarea unui microbuz de pe linia 186. Datele preliminare arată că maxi-taxiul ar fi fost lovit de un autoturism. Potrivit medicilor de la Spitalul de Urgență, în urma impactului, o persoană de 20 de ani a avut de suferit, dar starea ei este stabilă.